În unele parcări din municipiu sau pe spațiile verzi, zac de ani buni, zeci de autoturisme abandonate, iar posesorii de drept al acestora îngroașă obrazul și se facă plouă când vine vorba de un loc de parcare ocupat inutil de așa multă vreme. Majoritatea acestora au fost identificați și somați de către poliția locală cu privire la degajarea parcării, dar cu vorba bună nu s-a întâmplat vreo schimbare. Mai nou, polițiștii locali s-au hotărât să schimbe tactica și vor ridica aceste autoturisme, le vor depozita într-un loc special amenajat și după 6 luni, dacă posesorii de drept nu le revendică, le vor valorifica la remat. Mai devreme spuneam de punerea în aplicare a prevederilor hotărârii 109 din luna martie 2015. Articolul 5 din această hotărâre prevede că mașinile care sunt staționate de ani de zile pe domeniul public vor fi ridicate. Vom face public acest anunț ziua când vom începe pentru ridicarea lor, în așa fel încât cei care au și au fost avertizați de noi și la ora actuală găsesc pe site-ul poliției locale anunțul privind ridicarea acestor mașini, să se aștepte că vor fi ridicate și vor fi depozitate în un loc special. La nivelul municipiului, poliția locală a identificat un număr de 86 de autoturisme abandonate, iar posesorii lor au fost atenționați că vor fi ridicate și eventual valorificate prin vânzare la fier vechi.